Încă un sens giratoriu în capitală, al cincilea amenajat în ultimele trei luni. De această dată a fost fluidizat traficul rutier la intersecția străzilor Uzinelor și Industriale din sectorul Ciocana. Conducătorii auto sunt mulțumiți că au scăpat de traficul infernal și pot ajunge mai repede la destinație. Șoferii care au trecut zilele acestea prin sectorul Ciocana, intersecția străzilor Uzinelor și Industriale, au fost surprinși plăcut de lipsa ambuteiajelor din această zonă. Inspectoratul Național de Patrulare a amenajat aici un sens giratoriu provizoriu, fiind fluidizat traficul rutier. Deși majoritatea conducătorilor auto sunt mulțumiți de noile schimbări, există însă persoane care susțin că nu era necesar acest lucru. Până când nu-mi pare deloc normal. De ce? Nu, păi să-ți fac drumurile normal, încă o să fie o bucată de timp, ca să fie tare mare îmbuteiaș. Mai ales dimineața și seara când oamenii vin de la lucru, e foarte greu. În rest, nu știu, o să vedem pe urmă. Foarte bine. Dar la ce vă ajută el? Oricum n-a să fie așa îmbuteiaș aici. Sperăm că n-a să fie așa îmbuteiaș, mai ales când venim de la serviciu. Va fi mai ușor circulat acum? Sperăm că da. Inspectoratul Național de Patrulare intenționează să amenajeze în total 6 sensuri giratorii provizorii în orașul Chișinău, pentru că siguranța circulației rutiere reprezintă un element de bază al confortului cotidian al oricărei societăți moderne.